Autorii proiectului de lege susțin că în majoritatea cazurilor modul de stabilire a tarifelor pentru apă este politizat. De aceeași părere sunt și reprezentanții Agenției Apele Moldovei. Organele administrației publice locale în majoritatea cazurilor tergiversează aprobarea tarifelor. În mediu pe Republică, cheltuielile sunt acoperite doar la nivel de 65%. Ca rezultat, peste 90 de întreprinderi activează cu pierderi financiare. Reprezentanții administrațiilor publice locale spun că proiectul de lege încalcă principiul autonomiei locale. Acest proiect de lege nu numai că nu se încadrează în toată logica evenimentelor și actelor normative care sunt în prezent, au fost adoptate în ultimul timp, dar contravine flagrant principiilor autonomiei locale și descentralizării. De cealaltă parte, ANRE cere dreptul exclusiv de a stabili tarifele la apă, la fel ca în municipiul Chișinău. Nu poate reprezentarea să fie contractele sau contractul cadru între consumator și operator să fie elaborat de ANRE, dar implementat de autoritatea publică locală. Deci, dacă noi reglementăm un licențiat, îl reglementăm ca coadă. Ministerul Ecologiei a anunțat că deja a fost elaborată o strategie de asigurare cu apă a localităților din țară care au obținut avizul guvernului.